Gata, s-a terminat pauza de publicitate și continuăm să vorbim despre teatru. Și mi-a plăcut foarte tare, cum ai zis Cristian Gheorghe, înainte de pauza de publicitate. Teatru este iubire. Și iubirea asta care se întâmplă în teatru trebuie să-i facă pe oameni să vină la teatru. Poate energiile de acolo, poate felul în care... Ziceai tu mai devreme, da, aveai niște chestii, lucruri pe care le... Nu sunt lucruri străine. Energiile de acolo nu sunt tot provocate de noi. Cei de acolo. Adică nu sunt lucruri, știi, nu poți să zici că va fi bine atunci când energiile de acolo vor fi bune. Nu, energiile nu, de acolo, nu. Noi le facem bune. Exact. Oamenii de acolo le fac bune. Exact, de asta energia care se naște în timpul lucrului unui spectacol, de exemplu, îi face pe spectator să vină la teatru. Ce ai învățat din repetițiile astea la Patima Roșii? Foarte multe lucruri. Înveți despre tine, în primul rând, după fiecare spectacol pe care îl faci. Înveți despre neputințele... Mai multe înveți atunci când regizezi decât când ești actor? De cele mai multe ori, da. Mai multe înveți atunci când regizezi, pentru că ai un alt fel, un alt mod de a privi lumea aia pe care o creezi. Regizorul creează o lume. Regizorul, la un nivel extrem de micro, e un Dumnezeu. În momentul când ești Dumnezeu și creezi lumea aia, la un moment dat te oprești în celebra zi de duminică și analizezi și vezi ce ai făcut. Ziua aia de duminică pentru regizor este premiera. În cazul nostru, sâmbătă de la ora 21 la Amfiteatru Cornișa. Da, sâmbătă de la ora 21. Și în momentul ăla nu-i vezi neapărat pe ei, te vezi și pe tine prin ei. Vezi cine ești, unde ești, ce ai învățat din experiența asta. Și ce a învățat Cristian Gheorghe din experiența Patima Roșie la Botoșani? Din experiența Patima Roșie am învățat că dacă dragoste nu e, nimic nu e. Fără iubire nu putem exista și este motorul care dă energie lumii, în general, lumii nouă. Da, e... Nu putem exista fără lucrul ăsta. Este un spectacol despre iubire, despre iubirea reală, despre iubirea ireală, despre iubirea ca sentiment inventat, pentru că la un moment dat, când nu avem, ajungem să o inventăm doar ca să ne ajute să putem merge mai departe. Și de cele mai multe ori, când inventăm iubirea, greșim, ea, pe ea trebuie să o lăsăm să vină natural, să ni se întâmple, nu să ne întâmplăm noi. Păi dacă ne întâmplăm, nu o chemăm într-un fel? Nu. Nu e ca zâmbetul pe care creierul nu-l percepe ca fiind unul fals, dar îți dă o stare bună și apoi zâmbetul natural vine și el? Personajele din piesa asta nu prea văd așa, din păcate. Au un fel de altă percepție vis-a-vis de iubire. Au nevoie de ea nu cum ai avea nevoie de apă, că altfel mor de sete, ci cum ai avea nevoie de paharul în care să pui apă, că altfel mor de sete. Eu o văd ca pe ceva material, mai mult material, ca un... Ca scopul aș putea, de exemplu, scrie o carte în care propovăduiesc sinuciderea întregii omeniri și curățarea planetei de oameni, pentru că oamenii fac rău. O văd ca pe o ambiție personală, ca pe un pariu personal cu personajul însuși în momentul respectiv. O văd ca pe un colac de salvare ca să poată ieși din ceea ce sunt și din ceea ce nu au avut curaj să facă, etc. De asta spun, ea nu apare extrem de natural. Dacă publicul va înțelege și asta, ce am spus eu acum, e un pariu câștigat. Și eu sunt convins că va înțelege. Publicul este o entitate extrem de inteligentă. Și publicul, spuneai în prima parte a emisiunii, de 100 și ceva de ani de când există teatrul la Botoșani, oamenii știu să vină, e ca o tradiție. Da. Din an în an au crescut alți spectatori obișnuiți să vină la... Teatrul Mihai Eminescu este un brand. Și ar fi foarte sănătos să înțeleagă foarte, foarte exact ce spun acum. Este un brand, așa cum sunt alte branduri, ca să nu fac reclamă la absolut nimic. Mulțumesc. E un brand. Brandul nu are nevoie de reclamă. Nu, el se vinde singur. Are nevoie de portanță, el se vinde singur, dar da, dacă îi tai această portanță, la un moment dat și acest brand se va prăbuși pentru că nu are cum să meargă mai departe. Și când zic asta, la ce mă refer? Nu e vorba că nu e nevoie de reclamă. De reclamă va fi nevoie tot timpul. Chiar și pentru acest brand care e Teatrul Mihai Eminescu. Dar mă refer la spectatorii, că asta vreau să spun, spectatorii botoșaneni care formează un public extrem de inteligent, extrem de matur, care știe să vadă teatru.
Ideea e că ei știu să vadă teatru. Ideea e că ce le dăm noi funcție de această știință. Adică dacă omul știe să-l citească și să-l înțeleagă pe Eminescu, tu nu trebuie să-i dai o încreangă gândindu-te că nu-l va înțelege pe Eminescu. Dacă omul știe să-l citească pe Kant și îl poate înțelege pe Kant, tu nu trebuie să-i dai povești pentru copii pentru că te gândești că el e prost și nu-l va înțelege pe Kant. Ori eu cred că publicul din Botoșani îl înțelege foarte bine pe Kant. Cred că a trecut de Kant, a ajuns undeva la Heidegger. Ideea e că publicul din Botoșani, eu cred că are nevoie de păstrarea acestei educații. Și asta vine din partea... Și prin teatru. Și prin teatru. Și asta vine din partea teatrului, în primul rând. Oferta nu trebuie să fie ușoară și la îndemâna oricui. Nu neg spectacolele comerciale, dar spectacolele comerciale pot însemna și altceva. Și sunt cele care, până la urmă, pot fi văzute oriunde, oricând. Da. Ușor digerabile. Da. E un spectacol necomercial, Patima Roșie? Nu, n-am făcut niciodată spectacole necomerciale. Am încercat vreo să fac spectacole pe care să le înțeleagă publicul, unde publicul să se recunoască în ce vede pe scenă. Are o nișă? Spectacolul de sâmbătă? Nu, nu e un spectacol de nișă. Adică, nu știu, să nu vină copiii, că dacă nu se viața, înțeleagă nimic. Dacă viața vină... e nișă, atunci da, are o nișă. Pot veni copii care să înțeleagă ce înseamnă iubire, să înțeleagă să fie avut deja contact cu anumite cărți, cu anumită cultură. Este un spectacol pentru un public de la 18 ani în sus. De și la 18 ani că... în sus. 18 ani nu mai ești copil, ești deja adolescent. Care e lucru care ți-a plăcut cel mai tare de data asta? La a lucra cu actorii din Botoșani, la a lucra la spectacolul ăsta, la a te întoarce în Botoșani după... Când întoarcerea în Botoșani, mi-era dor de orașul ăsta, mi-era dor de echipa asta fantastică a teatrului din Botoșani și mă refer aici la, în primul rând la tehnic, pentru că după actori, primii oameni de care are nevoie vitală regizorul sunt cei din tehnic. Și felicit pe această cale pe toți cei care m-au ajutat și ne-au ajutat să facem un spectacol bun, zic eu. Dar eu nu pot să zic despre el mai mult de atât pentru că aș fi extrem de subiectiv, e normal. Îmi iubesc copilul, n-are cum să fie altfel. Nu pot să zic altceva despre el. Mi-era dor de oraș, am zis, de oamenii lui, de publicul lui. E dor să văd cum o să reacționeze lumea. M-am simțit foarte bine la ultima premieră când am văzut că au umplut sala de la Ipotești, contrar opiniilor unora care au zis că nu o să vină nimeni. Și acum am auzit că și la Cornișa nu o să vină nimeni. Asta e, veniți, dar veniți, încercați să nu veniți 5.000, veniți 2.500, că e pandemie și... Asta e. Bine, probabil că acum vorbind cu niște numere ușor de realizat, probabil că la Cornișa mai mult de 100 de persoane, păstrându-se distanțele, nu pot încăpea, nu știu. S-ar putea să încapă și mai mult de 100, da? Da, eu zic 100 vor sta lejer acolo, iar oamenii de teatru știu să vină la teatru, știu... Găsesc drumul întotdeauna, indiferent de ce se întâmplă. Da, bă, nu e numai vorba de drum, e vorba de niște impedimente, e la ora 9... E puțin mai răcoare, mi s-a spus să-l punem la 8 ca să nu fie așa frig afară, dar nu e deloc frig afară, la 8 e lumină. N-am vrut să fac rabat de absolut nimic, tocmai pentru ca spectatorii să poată urmări cât s-a putut de bine și cât se va putea de bine un spectacol de teatru în condițiile în care trebuie să fie un spectacol de teatru. Întotdeauna se va juca la ora 9? Întotdeauna se va juca deocamdată la ora 9, în curând scade ziua, sau scade și ora, de fapt. O să-mi cer scuze acum publicului și celor care vor veni să-l vadă dacă li se va părea puțin că e un pic ciudat. Noi am încercat să facem absolut tot tehnic și vizual să arate cât mai bine. El cu siguranță va arăta mult mai bine în secunda când va trece în sală, la locul lui. Dar apropo de asta, că tu ai fost și director de teatru, ești actor, ești regizor, vezi teatru cam de prin toate direcții. Faci reclamă spectacolelor pe care, deci să zicem că ai și idee de ce se întâmplă în zona de marketing. Când ne întoarcem în teatru? În sala de teatru? Nu știu, asta nu depinde de mine. Nu, ei, clar că nu știi și că nu depinde de niciunul dintre noi. Dacă ar depinde așa, de dacă mine, e, facem o discuție. Dacă ar depinde de mine, ne-am mâine. Întoarce ieri. Ieri, că noi am avut ieri prima generală în aer liber și era mai bine înăuntru. Nu știu, ideea e să ne întoarcem cât mai repede, că...
Crezi că înseamnă perioada asta o schimbare în felul în care teatrul se va întâmpla de acum încolo? Înseamnă, în primul rând, o schimbare la nivelul în care noi, oamenii, ne vom întâmpla de acum încolo. Și sper să conștientizăm foarte tare că nu mai e bine doar să ne întâmplăm așa accidental, ci să facem ceva cu întâmplarea asta care suntem fiecare dintre noi. Te-a schimbat perioada stării de urgență? Sunt convins. Eu cred că a schimbat pe toată lumea, chiar dacă nu vrea să recunoască. A fost așa, un dialog tăcut cu tine însuți, de fiecare dată când deschideai ochii ziua și te gândeai că viteza pe care o aveai înainte de pandemie, acum nu mai ai. Adică toată lumea a fost așa cu o frână de mână trasă vreo 3 luni. Clar, da. Ori lucrul ăsta nu face decât să ducă la introspecție, iar introspecția nu face decât să te facă să evoluezi, nu să involuezi niciodată. Dacă mă uit la contul tău din social media, tu n-ai prea avut timp să stai. Nu, adică acolo sunt foarte multe rezultate ale muncii tale și în perioada în care m-am ocupat de schițele lui Caragiale în perioada, așa, da. În perioada aia, că îmi doream mult să fac ceva de genul. Și ați lucrat toți actorii din familie, practic. Da, adică da. De la tatăl tău, care cât mai are domnul Gheorghe Veghiorghe, ce vârstă? 90 de ani. Împlinește anul ăsta? Face în septembrie acum, da. Da. Așa mă gândeam și eu. Da. Că am calculat cu perioada din care am plecat eu din Galați. La 90 de ani, un actor care încă mai joacă și cei care vor intra pe pagina ta de Facebook îl vor vedea cu alături de soția Cristina Gheorghe și tu, regizor, ai intrat în jocul ăsta să fii și actor? Da, am jucat, pe dar nu aveam cum altfel, nu aveam de unde. Mustăți? Dar ce n-am fost? Improvizam tot felul de chestii, sufrageria s-a luat într-un studio, nu puteam filma decât noaptea pentru că ziua era dificil din cauza celui mic care are 3 ani și nu se putea face treabă cu el. Cea mare nu Adela nimic pentru... ne-a ajutat ca o adevărată asistentă de producție, de platou, așa, cu machiaje, cu nebunicul, și se filma până pe la 3 dimineața, după că două noaptea, după care rămâneam eu, pentru regizorul montaj. Totdeauna cel mai chinuit, și făceam editarea video și montajul până dimineața la 8-9. Când se trezeau copiii și n-avea rost oricum să... Când se trezeau cel mic și evident mă lua de proaspăt pentru că Vlad, el n-avea nicio zicea, vină. Tati, eu vreau să mă joc, nu mă interesează că tu ai muncit. E... Și erau așa, am făcut una, după aia am făcut pauză vreo săptămână, am făcut-o pe a doua și tot așa. Deci ce ziceai de introspecție și de frână de mână și era așa... Ce frumos a fost. Vorbeam în general, nu... Cea mai bună introspecție, ceea ce mă privește, am făcut-o prin teatru. Și cred că dacă reușești să ajungi să fii introspectiv prin meseria pe care o faci, este un pariu câștigat cu viața, în primul rând. Ajungi să nu mai conteze câți bani câștigi, cu toate că și asta este extrem de important, ci ajungi să îți dai seama că ai la îndemână materialul cu care te ajută în dialogul ăsta cu tine. Adică, doamne, ce fac eu acum? Ce meserie fac? Ceva ce era nevoie să fac, ceva ce trebuia să fac, nu, ceva ce iubesc să fac. Și atunci poți trăiești așa 7 vieți, nu una singură. Adică încă 10 vieți de acum încolo, tot asta aș face, tot ceva de genul, nu fix asta, pentru că m-aș repeta și n-ar fi ok pentru mine ca spirit, adică aș mai fi actor. N-ai mai fi actor? Nu știu, n-aș mai fi actor, aș fi scenograf, să zic. Sau muzician, compozitor, pictor, nu știu, dar tot în tot artă. Da, nu mă așteptam să zici asta, că n-ai mai fi actor. Nu, aș fi, uite, nici regizor, că am fost... Am înțeles la ce te referi. Faptul că spiritul trebuie să evolueze și, mă rog, să încerce din zone diferite, da. Tot din așa, dar așa, da, stagnare, așa înțeleg. Cât ai în viața asta, descoperi cât mai mult posibil în meseria pe care o faci. După ce, dacă e să existe reîncarnare, să mai apărăm o dată și să putem avea decizie, ar fi foarte interesant să facem altceva. Adică să descoperim pe noi prin altceva, în altă ipostază. Da. Ești filozof astăzi. Bine, n-am mai vorbit noi de mult. Cred că din cauza asta mi se pare că e multă filozofie așa în ce vorbim. Tot timpul filozofie. Filozofia atât de simplă. Eram eu mai tânăr atunci, na? Ia fi și atât filozofia. E foarte simplă. Noi sâmbătă, la ora 21, practic tu zici... Sau vergi la cum și zici 21, că s-a terminat. Că gata, s-a terminat și voi lăsa pe, așa cum am zis, Cristina Gheorghe, Bogdan Muncaciu, Bogdan Horga, Florina Ioanițoaie și Petronela Lorena Chiribuță.
alături de Ionică Ciofu, care și el apare în, în spectacolul nostru, alături de minunații... Ionică Ciofu, care e regizor și, tehnic. Da, regizor tehnic. Alături de ceilalți oameni care formează echipa asta, cei doi Eugeni la sunet și la lumini, Cătălin la, la proiecții, cei doi mașiniști care sunt absolut senzaționali, îi voi lăsa să spună publicului povestea asta pe care am gândit-o eu și creat-o împreună. Autorul, botoșoneanul autor Mihail Sorbu. Și pentru tine ce urmează? Pentru mine urmează... De duminică încolo. De duminică încolo urmează repetiții la un nou spectacol care se face la Galați în aer liber, evident, de data asta ca actor, pe care îl vom termina pe 22. Deci urmează încă vreo două săptămâni de muncă în forță, după care ce-o da Dumnezeu, vedem ce s-o mai întâmplă. Ți-e teamă pentru toamna asta? Apropo că spuneai de copiii tăi, Vlad ar trebui să intre la grădinița, de la el la școală? Nu, nu mi-e teamă. Vlad abia a făcut 3 ani, nici n-aveam de gând să-l dau acum, o să-l dăm anul următor. Deja mă gândisem să-l dau de la 4 ani, să-i las cât mai mult timp copilăria, că e cel mai bine așa. Iar Adela face, la, face online. Am muncit, am fost și profesor cele 3 luni. Păi da, că noi actorii ne-am adaptat la perioada de pandemie. Profesorii și sistemul educațional nu s-a adaptat absolut deloc. Părinții acasă au fost profesori, au fost învățători, li se cerea fișe de parcă toată lumea trebuia să aibă imprimante și calculatoare și laptopuri acasă. Mi s-a părut jenant, nu din partea celor care conduc, ci din partea celor care execută. Crezi că se va schimba ceva de pe 15 septembrie? Eu așa sper, dar șansele sunt foarte slabe. Învățământul la noi dintotdeauna a mers cu viteza melcului. Cam așa da. Se auzea din urma lui. Din nefericire, poate. Care e cea mai mare temere a ta pentru toamna asta? Referitor la teatru mă gândesc, nu așa în general, că... Referitor la teatru, niciuna. Care e cea mai mare bucurie pe care o aștepți în toamna asta? Cea mai mare bucurie din toamna asta a fost și este acest spectacol care o să iasă sâmbătă. Și altceva, nu știu, toamna în sine e o mare bucurie. Faptul că se apropie finalul anului ăsta ciudat pe care ni l-a... dat Dumnezeu. Anul virusat pe care trebuie să-l dezinstalăm. Trebuie să-l dezinstalăm. Problema e să nu fie virusat și următorul. Aici e marea probleme. Nu știu, marea temere. Nu mi-a fost frică niciodată de nimic decât de răutate și de oameni proști. Asta în rest, nu cred că poți să schimbi niciuna dintre cele două. Deci e... Dacă ar durea, s-ar schimba de la sine. Da, clar, dar nu cred că am putea merge pe stradă. Ne-ar trebui căști, pentru că uneori și propriul strigăt s-ar auzi mult prea tare asta și de nesuportat. În rest, nu știu de ce să-mi fie frică. Legat de teatru nu-mi e frică de nimic, pentru că știu că va renaște din orice cenușă inventată sau nu de unii sau de alții. Este una dintre cele mai vechi meserii, iar nevoie de teatru va fi întotdeauna, indiferent de cinematografie, indiferent de evoluția tehnică a cinematografiei și a vizualului, nevoia asta de a vedea un om, cum spunea Peter Brook, de a vedea un om pe un scaun pe scenă și tu în sală, nevoia asta va exista tot timpul. De a-l vedea live, că una e să-l vezi la televizor, alta e să-l vezi live. Da, au fost foarte multe spectacole online în perioada asta. Într-un fel a fost ok că ai văzut din mai multe zone ale publicului, da, dar nu noi, se compară deloc. Da, nu se compară cu... Nu e același lucru. E ceva ce nu te-am întrebat și ai vrea să mai spui despre Patima Roșie? Că se termină întâlnirea noastră, să știi, într-un minut și un pic. Nu, ce să mai spun? Că a fost un text extrem de puternic, cred că este cel mai puternic text pe care l-am făcut până acum. Dar tu ai lucrat Shakespeare, ai lucrat... Ca forță dramatică este cel mai puternic text pe care l-am făcut până acum, ca relație, ca psihologic, la nivel psihologic al personajelor, este cel mai puternic. A fost un text greu. Nu este un text ajutat de vizual, pentru că nu a impus chestia asta, nu neapărat că nu putem. Și îmi doresc să iasă un spectacol pe măsura dorințelor celor care joacă în el. Și probabil pe măsura muncii voastre a tuturor, și a ta, și a actorilor, și a tehnicului. Pe care meritau din plin și pentru care îi felicit pe toți pe această cale din nou. Îți mulțumesc
și pentru că ai venit și pentru că ai vorbit atât de frumos despre colegii mei. Cu drag. Cristian Gheorghe, pentru a patra, ai deja în plan următorul spectacol la Botoșani? Nu depinde de mine. Da, corect, ai ieșit cu dreptate. Îți mulțumesc mult de tot că ai venit astăzi la Ce înseamnă și abia aștept să ne vedem la premieră. Doamne ajută, vă așteptam cu drag. Deci, sâmbătă, la ora 21, la Amfiteatrul de la Cornișa, va fi Patima Roșie la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani și e musai să fim cu toții acolo, să ne bucurăm de teatru în orice situație și mai ales acum. Și pentru că începe de la ora 21, va fi ceva mai răcoare, ăsta e un lucru bun, nu e deloc un lucru rău, ba dimpotrivă, e foarte bine să mai simțim și răcoarea serii, că de căldura zilelor ne-am cam săturat. Hai, mai avem și mâine o întâlnire la Somax TV, iar sâmbătă ne întâlnim la ora 21, la Amfiteatrul de la Cornișa, pentru Patima Roșie. La revedere!